Să fim înțelegători cu Dumnezeu, să fii înțelegător cu tine, să fii înțelegătoare cu tine, să fiu eu înțelegător cu mine, să fim noi oamenii înțelegători unii cu alții. Dumnezeu a spus să nu mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului. Oamenii știau doar ce e binele. Erau bine, erau sănătoși, erau fericiți. Trebuia să respecte o anumită regulă, să nu meargă în mijlocul raiului, unde se afla pomul cunoștinței binelui și răului. Și a spus Dumnezeu lui Adam să nu mănânce din fructele pomului cunoștinței binelui și răului, fiindcă avea fructe otrăvitoare. Șarpele probabil putea mânca din acele fructe. Mușcătura șarpelui este veninoasă, otrăvitoare. Nu a vrut șarpele ca omul, bărbatul sau poate și femeia să mănânce din mâncarea lui. Șarpele probabil a știut ce să zică pentru ca oamenii dacă mănâncă din acel pom, să nu moară. Să mănânce din el cu frică, adică puțin. Oamenii nu au murit. Dumnezeu s-a supărat pe șarpe și pe oameni. Nu a avut dreptate Dumnezeu, în sensul că Adam și Eva nu au murit, dar probabil șarpele trebuia să îi alunge pe oameni de acolo. Nu să le spună că nu vor muri dacă vor mânca din acel pom. Dacă însă șarpele de fapt nu a zis nimic, ci a mâncat puțin și a plecat, atunci oamenii poate au făcut și ei la fel, au mâncat și nu au murit, dar au fost otrăviți și le-a fost rău pentru prima oară. Dumnezeu s-a supărat pe șarpe, pe femeie și pe bărbat. S-au lăcomit și Eva și Adam. Aveau destule, dar ceva nu a fost în regulă din moment ce nu au ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om în ultima zi de creație, când era deja obosit. În a șaptea zi s-a odihnit. Este bine ca și noi să ne odihnim. Noi am fost creați când Dumnezeu era deja obosit.